poliția decât o fac cei din mediul rural, cei de la țară, care au rămas atașați unui set de valori care s-a perpetuat din generație în generație. Noi, practic, cei care împărtășim credința, am sintetizat sau, dacă vreți, am sublimat câteva aspecte care țin de tradiția acestor sărbători și am perpetuat până în ziua de astăzi. Ați pomenit în materialul care a fost foarte bine într-un sintetic. Cozonac, roșii, pască, toate aceste lucruri țin de extremitatea trăirii credinței, dar credința se trăiește totuși pe interior și aici cred că ar fi lucrul cel mai important dacă l-am atinge fiecare pe tabelul și pe putea lui de a înțelege lucrurile. Nu suntem mai degrabă prizonieri acestei, nu știu, acestui învăluș, acestui ambalaj, apropo de ce spunea domnul Cuiu, domnul Ceciui. Nu, nici de cum, desigur. Domnul Bucurea atragea atenția că trebuie să, mai degrabă, să trăim credința, după care să ajunge cumva la tradiție. Practic, această săptămână sfântă, cum este numită în lumea anglo-saxonă, ține mai această săptămână sfântă. Da, practic, este un set întreg de lucruri care pe care credincioșii și trebuie să le facă, așa cum a spus și dumneavoastră, dar, încă o dată, lucrurile țin de aspectul interior al acestei trei. De exemplu, cuvântul fiecare zi, fiecare zi a săptămânii mari conține o informație pe rândul școlii speciale pe care oamenii trebuie să o știe și trebuie să-și o însușească. Bunăra astăzi, marți, în bisericile ortodoxe din întreg Orientul creștin și din întregul ăsta Europa sunt aceste bune, care sunt niște slujbe foarte frumoase, care cumva încălăsesc, dacă vreți, să luminează noaptea ce va să urmează. Deci, prea întâmplare, dacă vreți, să înghirea luminii pe care peste câteva zile va pătrunde viața tuturor. Dumnezeu de astăzi sunt foarte interesate, dar nu cred că este momentul acum să le bătrânze. Dar ce semnificație au ele și înțeleg că fiecare zi e altă lume. Da, se pune pe unde la etimologie acestui cuvânt, îmi cer scuze. Deci cuvântul Bdenie din slavă, veche slavă, Bdenie, care înseamnă a prevedea, practic, este un cuvânt tot slavă. Deci Bdenie înseamnă întoarcerea atenției creștinului către lucruri altfel decât cu care suntem obișnuiți în viața de zi cu zi. Încep în duminica Florilor, odată cu intrarea Domnului în Ierusalim, după care ele merg pe tot parcursul săptămânii cu vânzarea lui Iosif către, în Egipt, de către frații lui, cu spânda smochinului lor editor. Toate acestea arată faptele noastre creștinești care trebuie cum de îndreptate păcătoasa, iată, de astăzi, care se pocăiește în Miercurea Mare, care spală picioare, când acele 10 fecioare urmând în Miercurea Mare, spălarea picioarelor de către desfrânată ale Mântuitorului, după care spălatul picioarelor iată o smerenie foarte înaltă a Mântuitorului către ucenici, spălatul picioarelor ucenicilor. Sigur, deci toate aceste lucruri au o mare importanță pentru creștini și de aici o întreagă tradiție, o întoarcere a gândurii noastre, o pocăință, pentru că această perioadă are loc și spovedania, curăția, totul ține de ritual într-un anume fel. Domnule, practic sunt un remember, dacă doriți, asupra unor episoade concret istorice care s-au întâmplat și pe care noi cei de astăzi suntem obligați cumva să le rememorăm, să le trăim și să le retrăim practic sensul în actualitate. De altfel, săptămâna mare toată este un timp suspendat, dacă vreți, este un timp scos din timp. Practic, viața noastră curge pe parcursul acestor 7 zile, curge altfel. Are o dublă curgere, are o curgere concretă, istorică și are o curgere simbolică. Toate aceste lucruri ne fac să ne ducem cu mintea înapoi în timp și să rememorăm acele întâmplări care au fost făcute într-un moment dramatic al istoriei umanității. Practic, omul a făcut o mare boacă atunci, un mare pocinoc s-a întâmplat în acele zile. În clipa în care Iisus Hristos, un om fără vină, a fost executat ca un tâlhar, ca un fur, ca un criminal, asta este lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. Și această istorie care s-a întâmplat acum 2000 de ani se poate întâmpla oricând și în ziua de astăzi. Mai mult, oamenii care l-au aclamat când a intrat în Ierusalim ca un împărat, oamenii care s-au ținut de pe el văzându-i toate minunile, oamenii care l-au cunoscut cu adevărat fiul lui Dumnezeu, aceiași oameni l-au trădat peste mâna câteva zile. Asta este și istoria noastră. Este istoria, dacă vreți, a omului. Generic vorbind, asta este omul și asta este firea umană. Trebuie să fim atenți la astfel de lucruri ca ele să nu se mai întâmple
Sigur că da, niciun context general, niciun context personal al vieții noastre personale, dacă vreți. În această săptămână, sigur, cu atare semnificații, suntem foarte grăbiți să ținem cont de toate regulile. Sunt niște reguli până la urmă. Sigur, să nu da. Facem, să nu facem aia, să nu facem niște aia. Niște general, dacă doriți. Dar cât de aproape, sau cât de aproape în unitate, dacă dăm fariseism, adică după săptămâna asta... Nu. Nu ajungem să fim oameni mai credinței și să fim oameni, să încercăm să fim doar 7 zile sau duminica atunci când mergem la biserică în lume. Trebuie să încercăm să ne schimbăm viața în permanență. Asta este, cum să vă spun, un comandament personal al fiecăruia dintre noi. Este o aspirație care trebuie să ne dăm curs. În atâta în care facem 7 zile doar că trebuie să facem anumite lucruri, atunci eu văd pericolul fariseismului pe care l-ați invocat este foarte, foarte mare. Este de fapt ceea ce a detestat și Hristos, fariseismul. Și în permanență a amendat această atitudine a omului. Una spui, alta gândești. Una gândești, alta faci. În permanență este această duplicitate pe care, sigur că de la oamenii credinței, mai cum s-o faci. Și să vă mulțumesc și mărturisesc că sunt neofit în materie, dar ce era? Până întrebarea unor jurnaliști, a plecat către... De ce colorăm omul nu doar în culoarea roșie? M-a întrebat, depinde colegii auzind de redacție, nu mă pun întrebarea asta, să știm și noi. Deci, vedem, omov. Bine, ok. Da, sigur, acum tradiția a cunoscut o dezvoltare de-a lungul timpului, noi vorbim de frumoasele bucovinene încurajate, sigur, se poate vorbi de o arie mult mai largă și Ucraina este cunoscută practic pentru încurajarea lor, poate mai bine decât de România și chiar îmi pare rău, m-am mâncat cumva. După mine, cred că ăla trebuie să fie în permanență în culoarea roșie, dar dorința aceasta a raiului, vedeți, am întâlnit neamul românesc, pentru că practic ce înseamnă un încurajat? Că Hristos a venit și a vărsat sângele pentru întreaga umanitate și lumea este recreată. Este cumva mântuită, deci este salvată. Sângele asta reprezintă, dar totuși culoarea raiului, poate că țăranii români, tradiția a păstrat și aceste lucruri și este o tradiție târzie, la Paști, de pildă, nu se ciornesc decât o roșie la masa pascală. Practic, e de valoarea estetică, să spunem, și avem o întreagă valoare. De când cu impotul din Mercena, bineînțeles, omul poate să fie de orice culoare, am văzut chiar unul fosforescent, un lucru cu adevărat ciudat, bizar, stran, nu știu cum să-l calific. Dar sigur că da, omul înseamnă viață și pentru asta, așa cum spunea domnul Ciociul, capăt acest îmbeluș roșu, practic, îmbelușul sângelui. De ce sacrificăm omul de Paști? Pentru că omul este, sau dacă vezi, Hristos a fost asemănat adesor cu el. Peștele și mielul sunt cele două simboluri sub care este cunoscut Hristos. Mielul este, practic, una dintre cele mai nevinovate fapturi, iar faptul că se naște în primăvară exact perioada care coincide cu Sfintele Paști, îi creează așa un ar de victimă perfectă. Și chiar asta și este. Este nevinovăția stare pură și în același timp victima perfectă. Nu e singura Mântuitorului, într-adevăr, iar Pesach, ținând cont că înseamnă trecere, să ne aduce aminte că a fost o trecere din Egipt în Israel pe care a poporul evreu, iar atunci s-au luat toți ușorii caselor la întâi născuțele evreilor, deci cu sânge de mâine, iată că e un sacrificiu foarte vechi, care așa cum spune Domnul Bucurii, pe echipa jertfa Mântuitorului pe cruce. Vorbim despre de ritualul care trebuie reluat, am și trăit din nou, deși de masacrarea vieții ființelor. Da, citam, timpul de noi sunt pregătiți pentru a fi masacrat. Citită astfel, știrea are contații statistice îngrijitoare, peste practic un genocid în rândul acestor ființe nevinovate. Dar, într-adevăr, tradiția trebuie să continue, iar cifrele care sunt scoase în față de mass media și este firesc să fie așa, arată un peisaj puțin exagerat și puțin dramatic. Ce mai aduce săptămâna are? Spiritual sau material? De ce? Sigur, în primul rând, această curăție a sufletelor noastre, deci dacă ar fi să vină la partea ritualică, purificare, vorbeați de miel, iată, după purificare, spovedania sufletească, împărtășirea creștină, numirea cu Hristos cel
ce nu este nici în via, de fapt în Orient, în trecut, se vorba chiar de două zile de Paști, cumva Paștele Crucii și Paștele Învierii s-au unificat mai târziu și avem o singură dată a Paștelor. Dacă ar fi să vorbim despre, tot despre purificare, practic în corelare al purificării ar fi lumina, lumina aceasta Învierii, lumina pe care o vedem de Paști pogorându-se la Ierusalim, lumina aceasta poate și taborică, lumina aceasta necreată pe care știți acum să prin chiar și luminările, luminările credincioșilor, este un fenomen explicat, nu se poate explica rațional. Paștele aduce destul de multe, în primul rând unirea în jurul mesei pascale, după ce stăm această săptămână patimă, iată creștinii mănâncă de dulce. Aceasta atmosfera cinicelei de taină, dacă în perioada Crăciunului vorbim de colinde, de oameni care colinde din casă în casă, anunțând nașterea Domnului, deci familia se reunește de Paști și avem o refacere a acelei atmosfere a cinicelei de taină în care Mântuitorul era împreună cu ai săi. De fapt, dacă ascultăm patimile după Matei, chiar vedem că se pune accentul atât de mult pe ai săi. Ai săi, ești împreună cu ai tăi. Reface acea atmosferă tainică, atmosfera luminii, atmosfera bucuriei familiale. Cât de bine ați face să intru în biserică zilele astea? Oricât de urmană ai fi, că urmană de vreme. Adică oricât de civilizat, oricât de grăbit sau de în business ai fi, da. Prinde foarte bine și este pentru fiecare om o ocazie de introspecție asupra propriei sale vieți și, de ce nu, introspecție în profunzimele ființei proprii. Dar, la fel de bine, cred, după părerea mea, este să fim pelerinaj la locurile sfinte. Foarte mulți creștini, probabil că sute de mii sau poate milioane de creștini ortodoxi, acum sunt în Țara Sfântă, în Israel. Acolo este epicentru, este kilometru zero al credinței noastre la Ierusalim. Unii refac drumul crucii, Via Dolorosa, acum se numește, cu cele 14 stații, locul unde Hristos a fost purtat către moartea și ulterior gloria sa. Se întâmplă foarte multe lucruri la Ierusalim zilele astea și cei care trăiesc acolo, care trăiesc refac, dacă vreți, acest traseu spiritual, pleacă foarte întâi și pleacă foarte motivați. Cum spunea și domnul Ciocel, sâmbătă, în prima zi, între ora 12 și 14, cam așa, în Biserica Sfântului Mormânt, vine din Sălin, Lumina Sfântă, care aprinde candele și lumânile tuturor celor care sunt prezenți acolo. De sute și sute de ani este, în fenomenul care explicat, este consemnat din cele mai multe timpuri, la ora asta este fotografiat, filmat, transmis pe internet, cum practic coboară Lumina Sfântă de Paștele Ortodox. Este un lucru de domeniul evidenței, pe care îl trăiesc anual mii și mii de ani, cât se încapă la acea Biserica Sfântului Mormânt. Vedeți-mă, în aceste condiții, ce înălțător și ce cutremurător, în același timp, trebuie să fie asemenea experiență. Să trăiești Paștele pe viu, exact în Biserica Sfântului Mormânt și cu Lumina Sfântă care se pogoară asupra... Și dacă nu, dacă nu ați voie și dacă nu trăiești Paștele pe viu și ajungi la Ierusalim în Biserica Sfântă, te înconjoară așa în misterul prelându. Absolut. E o stare specială. Eu am ajuns la Biserica Sfântului Mormânt, sigur, nu de Sfintele Paști, nu am avut această șansă, dar și așa, pur și simplu, când eu într-o zi obișnuită de vară sau de oameni, am ajuns de moment în diferite conjuncturi anotimpoale, emoția este copleșteală, pentru că nu știi, practic, cum să te poți, ce să spui, ce să gândești, ce să ceri. Sunt oameni care fac mii și mii de kilometri, stau acolo zile întregi, rugându-se să se întâmple ceva în viața lor. Cei care au o problemă specială și care mergem acolo ca pelerini sau ca simpli turiști, ce mai mulți, ești foarte încurcat și nu știi ce să faci. Până îți pregăsești așa o pace interioră care te ține multă vreme. A făcut cariera în digresiune, dacă îmi permiteți, acum jumătate de an în Biserica Sfântului Mormânt, a făcut cariera un incident. Poate vă aminti și noastră când se băteau între ei oamenii care aveau grijă și trebuiau să curețe. E vreo de la clază și formă de acestea mai apăsate de expresie, sigur că da, este entuziasm care... Acolo, trebuie explicat, acolo creștinii copți au grijă de
publică. Da, ceilalți au grijă de... Bă, biserica mai mare din secolul al X-lea, sigur, pe biserica, pe, chiar pe Sfântul Mărântul, mă rog, într-o parte se află și Golgota și Piatra Îngerului, și aici sunt mai multe paraclise. Unul aparține armenilor, unul aparține copților, grecii au acel cubuclion în care, sigur, este Sfântul Mărânt și biserica Sfântului Mărânt, unde slujește liturghia, este ortodoxă, dar de multe ori apar incidente cu privire la această slujbă în cubuclionul Sfântului Mărânt. Incidentul ăsta vorbește despre o discrepanță uriașă între mundan și transcendent, despre hominum lupus, la Hobbes încoa, așa cum vedem că se întâmplă și aici, în fiecare zi, cu noi, între noi. Nu cred. Cred că sunt ispite, sigur, acum, foarte mari ispite, dar asta ține mai degrabă de Orient, nu uităm armeni, greci, coți, da, sunt de... Da, pare foarte caldă și care își trăiesc credința la cote chiar incandescente. În plus, între greci, armeni, chiar și catolicii care stau acolo s-au copt, există anumite animozități. Eu gândim istorie și nu s-a estompat, chiar dacă a trecut, iată, 2000 de ani peste noi și ar fi trebuit să ne fi înțelepsit. Este o zonă de foc contact, dacă vreți, Biserica Sfântului Mărânt, ca de altfel și Ierusalimul. Acolo sunt încă alte trei religii, în afară de cultele lor în sine, care își dispută anumite teritorii, sunt cele trei religii mari, monoteiste, sunt evrei, sunt musulmani și sunt noi creștini, iarăși este o zonă seismică, sub aspect teologic, confesional, multiconfesional, dacă vreți. Și ispitele sunt mari, unde e atât de multă credință. Dar în societatea românească, noi cum stăm? Ne facem la bun săptămâna asta mare? Trebuie lucruri, chiar dacă ar fi așa, dacă ar fi chiar și aceste 7 zile mai bune, dacă ar fi un armistițiu, dacă vreți, și dacă ne-am comporta așa cum ar trebui să ne comportăm, ar fi o foarte mare câștigă. Adică din 52 de săptămâni, măcar una să fim buni sau ca, uite, hai două și cu Crăciun. De altfel, pot să vă spun așa de mână că există o diferență foarte mare între cele două feluri de bucurie, cea din preajma Crăciunului și cea din preajma Sfintelor Paști. La Crăciun este o bucurie a familiei, se naște un plâng, oricine poate să înțeleagă acest lucru mult mai ușor. La Paște este o bucurie puțin mai complicată, dacă îmi permiteți, cu o nuanță metafizică mai apăsată. Este vorba despre lume care depășește orice fel de înțelegere a omului, modern sau chiar din acele vremuri. În viață nu e un lucru pe care să-l putem pricepe așa de ușor, nu credeți? E un lucru complicat. D'acord. Pastor, de ce trebuie ținut past? Pentru că face parte din ritualul purificării. Deci trebuie să ținem post. Sigur, nu ne putem ruga în lume acum înainte viața unui Sfânt Sfântul Boris Mihaiul cel întocmai cu apostolul, la care el se călugărește și vin supușii lui să-l întrebe ce să facem. Tot pe tine te întrebăm pe fiul tău care este mai tine, nu-i putem întreba. Și a spus, uite, acest război, mă rog, se poate pune în calcul, se poate lua în calcul și războiul duhovnicesc, nu poate fi câștigat decât cu post. După aceea cereți lui Dumnezeu ceea ce doriți. Deci nu putem să nu ne purificăm, nu putem călca pe un teren curat în această săptămână fără această purificare. Nu putem accede la jertfă fără o purificare. Iar postul și are rolul lui. Și postul trupesc, și postul sufletesc. Cum spune Sfântul Grădeau, nu mănânci carne, dar mănânci carnea fratelui tău. Practic, postul este îndoit și trebuie să-l ținem îndoit. Calendarul evenimentelor, cel puțin spre weekend, da, vineri, sâmbătă, e același... Ce puteți spune weekend? Nu l-aș asocia măcar acum cu... Azi despre sfârșit de săptămână. Bun, să da, spunem așa dacă vreți, dar tot e un dans, încă să știți. E unul special, dar în fiecare an merge după același tipic. Se întâmplă că și România, ca lungă lumina sfântă, poate știți mai multe. Da, este o inițiativă a Patriarhiei, aceea de a aduce cu ajunge speciale, cu acele curse charter, lumina sfântă. Așa cum vă spuneam, lumina sfântă coboară la Ierusalim în jurul anului 14. Este timp ca aceste delegații care vin din întreaga lume ortodoxă, condusă de episcopi, având călugări nesoțituri, practic chiar lumina într-un sfeșnic, alergă cu ea la aeroportul Ben Gurion, în Tel Aviv, decolează și ajung din țările ortodoxe, unde sunt așteptate pe aeroport de către alții erarhi. La noi țară, probabil, lumina sfântă va ajunge în jurul orei 5, 6, 7 după amiază, în funcție de cum
vinea la Sfântul Mormânt, de acolo cu alte curse ceartă, se oprește în practic în extremitățile României. Credincioșii, într-adevăr, s-au obișnuit cu acest mod de a primi lumina sfântă chiar de la sus, dacă pot să spun așa. Sunt cu toții foarte încântați să iei departe de acest eveniment, într-adevăr, impresionat în viața lor, dar unii țin această lumină peste an. Practic, alimentează în permanență acea cameră cu ulei și lumina sfântă, practic, traversează un an de zile în casa lor și în viața lor, iată, liniștit. Ce frumos! Se mai întâmplă când toată lumea merge noaptea de înviere la biserică. Ați văzut și noastră, a văzut toată lumea, am văzut și eu, românii nu prea sunt civilizați. Se îngrijesc, se bat pentru plastă, pentru apa sfințită. Deci pe vremea Mântuitorului nu a fost mai bine, dacă așa între pildele evanghelice, o femeie cu scurgere de sânge, spune-te în Evanghelie, s-a apropiat și s-a atins de haina Mântuitorului, Mântuitorul se întoarce, bineînțeles că știa ca Dumnezeu, cine m-a atins, cine s-a atins de haina mea, și atunci atunci tu spui cine s-a atins, nu vezi mulțime acum, practic, parafrazând cum se îmbunărește în jurul tău, sigur, poate că așa este, poate că nu mergem mai des la misiune. Dar nu mergem mai des la misiune. Nu știu, păi dacă în progres sau regres. Eu nu cred că este vorba despre civilizație, ci despre o formă de manifestare, cum să vă spun, perfect omenească, spontană, dramatică în anumite cazuri. Adică te îngrijești acolo unde știi că ajungi rar, ajungi greu, și unde știi că acolo poate fi șansa vieții tale. Unde este har? Care și la viață este har și la pozorirea bicicletă. Așa, vă mulțumesc frumos, cam scurtă ediția.